O tânără în vârstă de 27 de ani s-a prefăcut bolnavă de cancer pentru a încerca să păcălească oamenii să doneze pentru cauza sa. Camila a fost acuzată că s-a ras în cap pentru a-i face pe oameni să creadă că face chimioterapie și că a mințit în legătură cu tratamentul pe care îl lua pentru boala sa. Tânăra, în vârstă de 27 de ani, care a fost cercetată pentru delapidare, a spus oamenilor că are nevoie de donații pentru tratament. El a spus polițiștilor că a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2017 și a intrat în remisie. Ea a susținut apoi că boala a recidivat la jumătatea anului trecut și s-a răspândit în plămâni și intestine după ce a contactat virusul Dengeu. Dar poliția a spus că femeia nu a putut furniza dovezi ale diagnosticului ei. Poliția a început să o investigheze pe Camila atunci când mai multe persoane care au donat bani pentru a-i plăti medicamentele și testele au raportat-o după ce au devenit suspicioase cu privire la atitudinea ei. Femeia a organizat o serie de strângere de fonduri. Într-un videoclip făcut public de poliție, Camila se prezintă și vorbește despre lupta ei cu boala, cerându-le urmăritorilor săi bani pentru o scanare remene. Poliția a primit pentru prima dată plângeri cu privire la strângerea de fonduri a Camilei în urmă cu două luni, iar ofițerii și-au ancheta pe 5 ianuarie. Șeful poliției a confirmat că polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul femeii și nu au găsit niciun document sau dovezi care să susțină afirmațiile acesteia că suferea de cancer la sân și făcea chimioterapie. Spitalul unde Camila a spus că își urma tratamentul din iulie 2022 a negat de asemenea că ar fi fost pacienta acolo. Camila le-a spus autorităților că a suferit șapte ședințe de chimioterapie într-o perioadă de patru luni la spital și a susținut că au suspendat tratamentul pentru că i-au pierdut fișele medicale. Spitalul însă a contestat această afirmație. Angajații spitalului au spus de asemenea că au surprins-o făcând fotografii pe o targă în secția de chimioterapie. i au mai susținut că a fost scoasă din spital pentru că a avut un comportament deplasat. Poliția a confirmat faptul că femeia nu este în prezent ținută în arest și a făcut publice imagini cu suspecta în speranța de a identifica alte victime. De asemenea, ea nu a vrut să răspundă acuzațiilor în mod public, relatează știri de cluj.ro.